În urmă cu câteva luni, el a rămas acasă, păzind cu responsabilitate oul depus chiar pe picioarele lui și bine ascuns sub penele călduroase. Nu este deloc o sarcină ușoară, pentru că, la contactul cu gheața, viața din interiorul oului ar putea fi spulberată în doar câteva minute. Dar, sub protecția tatălui, oul este incubat la 35 de grade Celsius, chiar și când afară sunt temperaturi sub 0 grade. Când viscolele și frigul se întețesc, pinguinii colaborează frățește pentru a rămâne în viață cu toții. Se apropie în grupuri mari unii de ceilalți și stau bine strânși. Rămân pe rând în cercul exterior, iar apoi merg în centru pentru a se încălzi și repetă procesul de câte ori este nevoie. Masculul care poartă oul trebuie să depășească 2 luni de iarnă aprigă până ce oul este eclozat. Mai mult, pentru că nu se poate hrăni fără a-și abandona puiul, el pierde în acest timp cam jumătate din greutatea sa corporală.